Nu, du-te, bă, de aici, nu cred. Ei, salutare lumea, bine v-am regăsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer, un episod care continuă episodul precedent pe care voi l-ați văzut și care probabil v-a plăcut, eu nu știu exact acum, pentru că acest episod este o continuare la celălalt și când filmez eu unul după altul, dar sper că v-a plăcut ceea ce ați văzut în episodul anterior. Stăm alături de Dea încă o dată și continuăm acest server, prezentarea unor mape unice de Samp în România pe Green Saber. Aveți în Discordul acestui server în descrierea acestui videoclip, dacă vreți să intrați acolo și să participați ca beta testări la acest server. Dea este din nou alături de noi. Salutare, Dea. Dea, nu te auzi. Bună. Gata, acum ne auzim. Ce este aici? Aici este o școală. Cred că ai intrat înăuntru. Da, da, da. Deci gândeam că nu merge să intri înăuntru. Apare merge. Da, da, mergi. Aia aici, dacă te uiți, sala profesorului și unde poți să intri înăuntru. Teach room, așa. Ok, cancelaria, pe scurt. Aici stau profesorii. Cancelar, exact. Iar așa, aici, mai încoace, este sala de clasă. Ce tare arată, și cu laptop pe bancă, cu laptop cu harta GTA-ului. Da, GTA-ului. Ce tare! Deci în continuare lucrurile o să le vedeți că sunt din ce în ce mai faine și din ce în ce mai mișto arată aici toate lucrurile și vedeți că nu sunt doar de treșpiniere, adică chiar sunt chestii solide și ceea ce îmi place foarte, foarte tare. Ok, hai să continuăm nebuniile pe care le-am avut în episodul anterior. Hai să-ți prezint City Hall-ul. Primăria care în episodul anterior am spus că nu există momentan. Exact. Dar acum există. Dar acum... am făcut magie și există. Dai gătă la mine. Am înțeles. Aici stai puțin că am găsit o benzinărie aici lângă când îl lăsă cum ar veni. Opa! Stai că am găsit ceva interesant. Dau gotoi mega la tine. Hardcore, nu știu ce, 24 din 7 la stradă. Avem aici și benzinărie. Ce tare! Cu burger, cu nebunie. Ce tare! Să înțeleg că toate chestiile astea o să fie utilizabile în momentul în care va fi deschis serverul. Normal, 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 normal. Hai la City Hall atunci. Haide. Să știi că e puțin buguit, dar se rezolvă treaba, nu-i problemă. Am dat gotul la tine. Hai să vedem exact ce se întâmplă. Bun, deci ăsta este City Hall. Nu bag în seamă ăla de sus pentru că o să fie mutat, da? Dar ideea este de cum arată. Auci, auci, stai că nu mai recunosc nimic de pe aici. Deci aici... Știu, multe schimbate. Deci, în dreapta aici este Los Santos Police Department, pe care îl știți și voi. Aici, pe centru, sunt ceea ce știți și voi, fântânile de la LSPD și nebunie și nu știu ce. Aici este o parcare mare și cu un televizor, gen unde apar informații despre server. Da, la asta m-am gândit eu să pun. Și ăsta va merge, adică nu e numai de formă negru, așa. Nu. Adică asta, poate te gândești aici să faci ceva gen movie night, știi? Gen să stea lumea în mașini, să te uiți la un film aici. Ar fi interesant, chiar ar fi. Sincer. Da, și aici dacă ne uităm în stânga, că tot am tras de timp cu City Hall-ul. Așa, aici venim și vedem information board. Ce tare, deci de asta dă informații. Da. Cum e avizierul, mă, la primării. Da. Tu gândește-te că momentan eu îți prezint exterioarele. Poate în episod viitor prezentăm interioarele. City Hall-ul are interior sau? Evident, toate au interior. Și poți să intru în ăsta acum? Interior schimbat acum? Acum nu sunt schimbate. Ok, hai să vedem mai departe. City Hall l-am văzut, e blană. Ok, dă-i gotul la mine. Dau gotul la tine. Dar de data asta o să te surprind mai bine. Ia să vedem ce e aici. Stai, gotul la tine, dar ce sunt? O, avem Nike! Vai, și aici avem Swarovski, du-te mă de aici. Ce tare! Ideea e că ce îmi place foarte mult la tot mapping-ul ăsta de pe server este că tot ce vedem noi aici nu este pus separat pe o insulă unde să pui trântești 20 de chestii una peste alta. Sunt puse exact în locurile în care în mod normal te-ai juca. Exact. Și uitați și voi cât de bine arată, gen, toate chestiile astea. Ia, o secundă, vreau să poate să reușesc să-ți arăt interes. Stai să-mi iau niște coordonate. Da, Swarovski, deci așa este Swarovski, aici care este făcut în plină stradă Swarovski. Sunt foarte curios cum arată, bineînțeles, și interioarele. Imediat, cred că reușesc să-ți arăt de la Nike. Imediat. De la Mac?
De la Nike am zis. Ah, scuze, am înțeles Mac. Am și de la Mac, da. În timp. Dau goto? Da? Nu, stai, să-mi dai un slap. Ai că ai Gotopos, ai comanda Gotopos, ai că mi-am dat seama care e. Da, comanda aia mă duc eu pe poziții, doar că se pare că nu vrea să mă bage în interior, așa că trebuie să fac puțin niște scheme. Bine, n-am nimeni coordonata bună. Tu ești programatorul aici, nu eu. Păi. Aici un mini ceva, mini gărăjel. Da, tu mai plimbă-te pe acolo. Mă prim, deci acolo aici o mini gărăjel, efectiv, numai lăsăuie așa sau și sâfâuie modificat și LV-ul? LV-ul e un pic modificat, din ce mai știu eu. Ia uite aici, lângă spital. Alea în timp se fac. Uite aici, parcarea de lângă spital, era altfel, m-a pingut acum. Ce e aici, o clădire mare, unde ar fi în mod normal paintball-ul, e o clădire genial de mare aici. În sfârșit. Swift? Hai da? Să te invit în magazin, poți să dai goto la mine. Goto de a 95, hai să vedem cum arată. Deci magazinul du-te bă de aici, nu cred. Du-te cu seamănă cu ăla din realitate. La cum sunt puse, uitați și voi cum e făcut totul. Nu e ușor să faci chestiile astea. Nu. Nu e ușor să le faci. Nu, tu gândește-te că eu paralel, pe lângă GTA, mă joc și Sims 4. Da, da. Nike. De acolo, la fel, aranjez obiecte. Prolapse, deci n-am văzut așa ceva. Prolapse, Hit You, astea sunt și ceva brand, nu mă pricep foarte bine la brandurile Nike sau la alte branduri. Da, astea văd Nike. Da, da, ce tare. Și aici și casele de marcat cu tastatură, cu laptop, cu... Bă, tare rău de tot. Bă, tare rău de... Și cum ieșim de aici, de aia? Stai puțin. Gata, mi-am dat respawn. Deci ați văzut și voi cum arată lucrurile astea, bă. Deci ați văzut și voi interior de Nike. Bine, putem să o ținem așa până mâine să vedeți câte lucruri interesante a făcut pe aici de aia, dar încă o dată am ține până mâine și din nefericire episodul ăsta nu o să țină până mâine. Zi. O să-ți prezint și mecul că este urmă. Ia uite aici semne de casino. Da, da. Imediat să se vină la tine. Uite și harta, aici este Vama, să înțeleg. Da, Vama, da, urmează, îți dai seama să mai modificăm pe aici, că văd că sunt buguite sau mi se pare, nu mi se pare. X, ia să vedem, Las Venturas Gas Station, aici e pusă o benzinărie. Care în mod normal n-ar fi, deci încă o dată, hai să ne bucurăm, toate chestiile astea sunt puse pe harta acolo unde jucătorii merg, nu e ca și cum sunt trântite toate pe insulă, aruncate acolo și gata, sunt efective pe harta unde tu te joci. Vino să, bine, să-ți prezint o căsuță, bine, este un pic buguit, l-a scris, dar yeah. Să-mi dau seama de unde provine. Ma. Ok, aici este în LV, aici ne dăm seama și de zonă un pic, dar și asta e modificat aici, unde e San Andreas Police Department și asta este de modificat aici. Să-ți prezint ceva, dar acum o să vreau și părerea ta sau de ce nu a jucătorilor. Te rog. Ia de totul la mine. Mamă, și cu helipad-ul, deci efectiv sunt multe, multe lucruri, da. Ia uite, farm. Du-te, bă, bine, dar vacile astea sunt gigantice, adică... Alea sunt gigantice, da. Du-te, băi, cum arată Eastboard Farm, deci arată efectiv ca o fermă, cu drumurile astea, cu toate astea, efectiv, arată, simulează totul foarte bine ca o fermă. Și căsuțele astea... Eu m-am gândit aici să lăsăm farmul unde se face multe activități, evident. Da, da, nu, arată bine, arată bine ce e aici. Efectiv mă simt ca pe Minecraft, bă, când intri pe o hartă de aia construită de cineva și muncită ore în șir. Da, stai imediat, mă duc într-o locație secretă. Iasă, nu mai e secretă dacă filmăm. Nu mai e secretă, da. Aici scrie Paște fericit, bine, ignorăm astea, ne uităm numai la... Ignorați-ne, alea oricum se schimbă, nu-i problema de asta. Adică să-i pun la momentul potrivit, nu acum. Da, da, vedem că toate, aici o să fie o casă, vedem că toate sunt modificate. Deci efectiv pe artă te plimbi în activitățile tale și toate chestiile sunt modificate. Ia uite aici pe autostradă să suni la... A, cum e semnul ăla cu mașina pe autostradă de în America, ce tare! Vino să vezi benzinăria, bine, OMV. Ia, să vedem OMV-ul. Dacă trebuie să-i modific o... Da, 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 Petrom OMV. Ce tare! Ok. Mai bine, uite, mai am aici, de exemplu, un dealership. Ai băgat Ikea?
E băgată Ikea. Imediat mergi și la ea. Impact Cars. Cum arată dealership-ul ăsta? LG for sale, Sultan for sale, Green Saber Car. Da, super tare. Ca să ideea asta. Hai să vedem Ikea și închidem cu Ikea și a doua prezentare de astăzi. Nu, lasă, nu o să închidem cu Ikea. O să închidem cu... Hai. Pepsi, dacă vrei, sau cu Mac. Pepsi. Uite cum arată Pepsi, tare. Și Mac-ul? Ia, vină încoace. Bine, trebuie să umbli un pic la... Nu, că ai băgat galbenul de Mac. Ce tare, drive-thru. Am și interiorul, dar nu știu dacă e ciurcat. Ce tare. Da, nu cred că e ciurcat. Televizor afară, da bă, am dar... Am și interior pentru... În fine, o să mai avem timp să le arătăm pe alte episoade. Efectiv, ați văzut și voi, efectiv, am descoperit creativ totul. Ăsta este, cred că, maximul creativității unui server și nu se oprește aici. Dacă te mi-a zis de aia că are zeci și zeci și zeci de astfel de chestii, vi le arătăm pe toate pe parcurs. În coadă în descrierea acestui videoclip aveți serverul de Discord ca să puteți să aplicați ca beta tester. De aia, vrei să adaugi ceva? Este ok. Ai spus tot perfect. Până data viitoare, stay close. Bye.